Reprezentanții Guvernului din Capitală împreună cu directorul Agenției Naționale pentru Reglementarea Energetică au venit în Strășeni pentru a felicita copiii grupelor mici și pentru a le aduce cadouri și dulciuri. Cu această ocazie, micuții împreună cu părinții și cadrul didactic au organizat și o festivitate pe cinste. Astăzi, în colectivul nostru, și de copii și de personal, astăzi este o sărbătoare deosebită. Am început cu zi înainte să sărbătorim Ziua Copiilor, sau poate mai bine zis, încheiem anotimpul primăvara cu ultima zi de primăvară și ne pregătim pentru ziua de mâine. Toți copiii noștri au venit în sală, pregătiți pentru un concert festiv ca să ne vorbească, să ne cânte, să ne recite emoțiile, sentimentele care le au ei acum în prag de 1 iunie. Prezent la sărbătoare a fost și Veceslav Ioniță, reprezentantul guvernului în teritoriu. Mi-au spus mai bine să vin astăzi, că în Strășeni 1 iunie vine o leac mai devreme. Am vrut foarte mult să văd încă o dată locurile copilăriei mele. Mi-aduc aminte în fiecare zi Strășeni, am vrut să felicit copiii și nu uit orașul. Noi din partea agenției am hotărât să facem un mic cadou acestor copii, acestei grădinițe de fapt, pentru că așa, simte copiii mai bine când revin din vacanță, dar și cei care rămân acum peste vară, am hotărât să facem câteva topogane pentru copii, adică pur și simplu un gest de apreciere a generației care vine. Alocațiile pentru dulciuri și topoganele aduse în dar copiilor au fost din partea Agenției Naționale pentru Reglementarea Energetică.